Glory to you. Ești pe aici cu Miros. Miros între Dumnezeu și eu. Și eu. Și iată că X pătrat minus 4X plus 3. Zice așa, X pătrat minus 4X plus 3 din evanghelia de zero. Dacă și ne mai dacă, numărerea de zero, dacă și ne mai dacă, unde restul plus? Unde X pătrat minus 4X plus 3? E trebuie să... La minus infinit la 1 și de la... Deci, X la minus infinit. Și de la minus infinit la 1, reunit cu 3 plus... Și ăsta e chiar domeniul definiției, pentru ca să existe radicalul, era nevoie ca și subradical să fie pozitiv. Și am spus, am constatat că expresia e pozitivă, numai dacă ești doar plus infinit la 1, și ăsta e domeniul. Spune, el fi definit la minus infinit la 1, reunit cu 3 la plus infinit. Deci, el fi definit la aici, cu fază, iată că am stabilit domeniul definiției. Altfel, eu nu puteam să încep treaba aici. Deci este important să știți de domeniul ecuației gradul 2? Foarte important. Foarte, foarte important. Sau, ți se dă funcția f de x. F de x. Din astfel logaritmul în baza. X pătrat minus 4 x plus 3. Deci x pătrat minus 4 x plus 3. Din 5 din x pătrat minus 4 x. X pătrat minus minus 5 x plus 6. Din asta e care. X pătrat minus 5 x plus 6. Ce funcție ai tu la la prima întâlnire, la prima citire, ce funcție este aceea care o are? Surprindere. E funcție din răzută. Nu, asta logaritm? Mai e funcție logaritm, nu, dar ne folosim de condiții de existența ale logaritmului. Care sunt condițiile? A mai mare ca 0, a diferit de 1 și... Deci există, există logaritm în baza A dintre... Există logaritm baza A. Dacă și nu mai faptă, o dată. A mai mare ca 0. A mai mare ca 0. A diferit de 1. Și X mai mare ca 0. Și B mai mare ca 0. A, B, da. B, da. Baza. A mai mare ca 0 diferit de 1 și B mai mare ca 0. În cazul nostru, hai să luăm modelul nostru. Există logaritm în baza X pătrat minus 4X plus 3. X pătrat baza X pătrat minus 4X plus 3. Din X pătrat minus 5 plus 6. Dacă și numai dacă, se întâmplă condițiile. Adică, ce se întâmplă? Cine iau? X pătrat minus 4X. X pătrat minus 4X plus 3. Mai mare ca 0. Mai mare strict decât 0. 0. E diferit de 1. Păi pune, nu mai știu. Și X pătrat minus 4X plus 3 diferit de 1. Și mai adăugăm. X pătrat minus 5X plus 6 mai mare ca 0. Deci aceste două condiții trebuie să fie îndeplinite ca să aibă sens treaba. Și avem un sistem de trei condiții. O să găsim răspuns la prima, la a doua, la a treia și până ne intersectăm. Și acela este domeniul definiției. Hai să rezolvăm pe prima. X pătrat minus 4 X plus 3 mai mare ca 0. X pătrat minus 4 X plus 3 mai mare ca 0. Fără și egal. Stric mai mare. Da, X-ul era 1 și X-ul era 3. Tabelul de variație asemenea, n-am și făcut. Da. Citim de tabel. Înseamnă că e echivalent. X aparține. X aparține de la minus infinit la 1. Da. Deschis. Da. Reunit cu 3 plus infinit. Plus infinit. Tot deschis și la 1 și la 3. Da. O să luăm și acum X pătrat minus 4 plus 3 egal cu 1 negația. Păi, și acea valoare, acele valori care găsim, le dă deoparte. Deci, negația
negația. Cui? Lui X pătrat, minus 4, X plus 3, diferit de 1, negația și 3 afirmații, echivalent cu X pătrat, minus 4, X plus 3, îi dau 1. Și echivalent, cât? 1 ducându-l în stânga, de parcă aș spune că X pătrat, minus 4, X plus 2, egal cu 0. Da? Ecuație de gradul 2. E să vedem la numărul de 5. Delta lui 2 și... Nu mai este. Nu merge joc. Că produs să facă 2. Ce numere adunate să facă 4. Aici... Da. Nu mai am două numere naturale sau treci. Și atunci dăm drumul cu delta. Delta egal cu... 16 minus 4, da. Plus cu minus 3 plus 8, delta egal cu 8. Deci 16 minus 8 și egal cu 8. Da. Și aflu de rădăcină. Eu 2 delta e radical din delta e 2 radical din 2. Și 2 radical din 3, da. X1 e egal cu minus B minus radical din delta supra 2A și egal cu 4 minus 2 radical din 2 supra 2. Și egal cu, dă un... Un 2 factor comun. Da. Și ai X-ul 2 egal cu 2 pe lângă 2 plus minus radical din 2. Așa este? Da. Totul da. Supra 2. 2 cu 2 simplifică. Și X-ul 2 va fi egal cu 2 plus minus radical din 2. Ei bine, povestea este așa. Aici. Că am simplificat, da? Prin 2. Dacă tu știi forma pe jumătate, că trebuia să luăm pe jumătatea lui... Forma pe jumătate. Jumătatea lui B este 2. Și bine, X sub 2. Eram cu minus B prin jumătatea 2. Plus minus radical din. Jumătatea lui 4, care e 2, la lătura face 4, minus aici face 2, 4 minus 2, 2, și nu e zis adică de 2, supra 1. Și deodată rădăcine altă, trebuie să faci simplificarea, dacă ne-ai văzut asta. În concluzie, avem și este două valori, 2 plus minus radical de 2, să vedem dacă el se află aici. 2 plus minus radical de 2. 2 plus radical de 2 face cât? Radical din 2 care cât face? 1,4. Așa, și cu 2, 3 și ceva. 3, da. 3 și ceva este aici. Da. Deci, 2 plus radical din 2 s-a aflat aici. Da. Aparține și astea. Dar 2 minus radical din 2. 2 minus... Ar veni că... 2 minus 1 ar veni 0,4. Și este 0,4 aici. În concluzie, noi n-am avut egal cu 1, ci am avut unde diferit de 1. Asta înseamnă că e echivalent cu X, 1 diferit de 2 plus radical din 2 și X2 diferit de 2 minus radical din 2. Că ea-i... Noi am egal cu 1, dar nu cu 1 trebuia să fie cerea diferit de 1. Adică n-are voie să fie 2 plus radical de 3 și fie 2 plus radical de 2. Și să rezolvăm și pe asta, x pătrat minus 5, x plus 6, mai mare egal 0. Rădăcimea minus 2 și 3. 2 și 3. Facem papelul de variație, repede, sau? E vezi. E făcut de așa? Da, dar nu a făcut. Unde este la mare egal 0? Dacă și mai dacă. X aparține de la minus 5. Minus 5 minus la 2. 2. Cu 3 plus 3. 3 plus. Intervale deschise, la 2 și la 3. Da? La 2 și la 3, intervale deschise. Și acum, loc pe... Noi am avut sistem. Adică ne interesează și care satisfac și pe prima, și pe a doua, și pe a treia. Cum? Interesează intersecția, loc de o axă, de dreaptă.
Și mai întâi distribuim toate numele capete din intervală. Văd că avem 1, 2 și 3 ca valori. Deci 1, 2 și 3. Prima vrea minus infinit la 1. Deci minus infinit la 1. Reunit cu 3 încolo. Minus infinit. 1 reunit cu 3 plus infinit. Cea de-a doua vrea minus infinit 2. Minus infinit 2. Reunit cu 3 plus infinit. Minus infinit 2. Reunit cu 3 plus infinit. Care e zona comună? Vini suprapusit. A, la 3 plus infinit. Și mai este comună. A, și 1 plus... Și minus infinit. A, minus infinit. Da, da. De la stânga la dreapta ce te-ai intervalul. Da. Deci răspunsul ar fi că x aparține. X aparține de la minus, minus infinit. Cu 1. Cu 1. Reunit cu... Cu 3 plus infinit. Minus infinit, 1 reunit cu 3 plus infinit. Și dacă cumva să găsesc valorul de este, trebuie să vedem pe parte. Și să găsesc 2 plus radicale 2 și 2 plus radicale 2, să găsesc. Mm-hmm. 2 plus radicale 2 se găsește aici și 2 plus radicale 2 se găsește aici. Deci, cum x erau diferiți de 2 minus radicale 2 și diferiți de 2 plus radicale 2, din cele două, spunem că x aparține de la minus infinit 1, deci la minus infinit 1, reunit cu 3 plus infinit, minus mulțimea formată din elementele 2 plus radical de 2, și respectiv 2 plus minus radical de 2. Și atunci o să spun și eu, la întrebarea f e definită pe n, pentru funcția asta. Deci pentru funcția f de x. F de x egal cu logaritm din baza x pătrat minus 4x plus 3, x pătrat minus 4x plus 3, din x pătrat minus 5x plus 6, așa, plus 6, virgul, este definită de două puncte, spunem două puncte, exact ce am găsit la interval. Definită pe intervalul minus infinit 1, reunit cu 3 plus infinit și scădem minus infinit 1, reunit cu 3 plus infinit, minus mulțimea formată. 2 plus 2 radical de 2 și 2 minus 2 radical de 2. Și 2 minus radical de 2. Iată, acesta e de un domeniu de definiție. Cum am vorbit? Iată. Deci, iată, am spus, bine, că e bine, trebuie să fie trebuie. Minus acele două puncte cu valori în iară. Și cu asta, am stabilit domeniul de definiție a funcției acestea. Știi, când am zis f de x egal cu logaritmul nu știu ce, am dat la rețeta, legea după care o ține. Dar n-am indicat corect funcția completă pentru că n-am stabilit domeniul de definiție. Ori domeniul de definiție a însemnat rezolvarea și spunerea condițiilor de existență a logaritmului. Și logaritmul spune așa, mă descurc dacă îmi asigur baza mai mare ca 0 diferit de 1, și argumentul pozitiv. Și când ne-am trezit, aveam de rezolvat în ecuație de clarul 2. Și una, cealaltă, tabelă făcută, semnul, intersecție, găsit valorile, intersecția comună și dacă s-au aflat numele celea de deoparte, deci am rezolvat negația, am găsit valorile, acelea, cum a fost diferit, înseamnă diferit de asta, și în final am clarificat domeniul definiția funcției. Iată, chestia esențială să știm să rezolvăm ecuații de gradul 2. Ecuații, în general. Că avem nevoie când se apare pe situația de asta. Ce mi-ai propus tu? Mi-ai propus să rezolv o chestie acolo, mai mare pe care știi extreabla. Ce am făcut eu? Se sedeți slăbiciunea
aceea, că nu știm să rezolvăm în ecuații, am tarat și am văzut ce înseamnă asta. Se zisând că nu știam să punem condițiile, le-am dedus, nu le-am aruncat peste cap. Și am vrut să vedem de unde vine. Așadar, ne oprim în seara asta aici, ca să zic și eu obosit, dar ne fac astăzi. Și am arătat aici, imediat, la ora 4. Ce vreau să spun? Cred că timpul să mai se ținte la ora 5. La capul integrației ne merge ceva pe acolo. Noi ne-am arăsat mai mult pe la clasă, că m-am uitat de funcție și de compunere, că am dat și testul. Ca o integrală sunt mai mică. Deci o să zic așa. La sinteza, sinteza, ori. Progresii. Ani. Și geometrici. Inecuații. Inecuații. De dragul geometrici. Apoi, funcția de grad 2, funcția de grad 2, funcția logaritmică, condiții de existență. Treaba asta ca să știu exact ce să fac. Bun, la revedere!